Bună ziua și bine v-am găsit! În emisiunea de astăzi sunt încântată să-l am alături de mine pe Alin Micu, registrator medical la Centrul de Vaccinare din Gheorgheni. Bună, Alin, și mă bucur că mi-ai acceptat invitația încă o dată. Bună, Andreea! Mulțumesc de invitație! Astăzi vom vorbi de o temă mai controversată și anume COVID-ul. Așa este, este o temă controversată, dar trebuie să informăm lumea și să le spunem exact ce se întâmplă. Am fost informați că începând de săptămâna viitoare începeți administrarea dozei a treia la cei vaccinați complet până acum. Ce ne poți spune despre acest detaliu? Așa este. De pe data de 28 septembrie începe la nivel național administrarea dozei a treia a rapelului Pfizer. Ceea ce trebuie să știe lumea este că indiferent de ce schemă de vaccinare au avut înainte, indiferent că au primit Johnson, AstraZeneca, Pfizer sau Moderna, al treilea vaccin se va face doar cu Pfizer, deci cu un vaccin care funcționează pe bază de ARN mesager. Cine este eligibil pentru a primi a treia doză? Pentru a treia doză se poate prezenta oricine, cine a primit vaccinul în primele trei luni ale lunii, deci în ianuarie, februarie sau martie. Bineînțeles, avem și aici, există o listă de priorități. Au prioritate persoanele vârstnice peste 65 de ani, persoanele cu handicap fizic sau psihic, persoanele care au boli cronice sau imunologice, deci persoane care, să zicem așa, sunt vulnerabile în fața acestei boli. Dar, bineînțeles, sunt doar priorități, se poate prezenta oricine, repet, care a primit vaccinul în primele trei luni ale anului. Este foarte important ca între doza a doua și doza a treia să treacă 6 luni. Deci doar după 6 luni te poți vaccina? Da, după 6 luni de la completarea schemei de vaccinare se poate primi a treia doză. Cum poți obține această doză? În momentul de față s-a ușurat foarte mult munca și a noastră, dar și a persoanelor care doresc să se vaccineze. Bineînțeles, platforma națională funcționează în continuare, deci persoanele se pot înregistra, se pot programa pe platforma națională. Putem să-i primim, se pot prezenta personal în cazul în care doresc la centrul nostru de vaccinare, care se află pe strada spitalului numărul 6, fosta clădire a urgenței, lângă stația de ambulanță, pentru cine nu știe exact unde se află, sau cel mai convenabil pentru noi și cel mai ușor mod de a obține o programare este să ne sune personal la numărul afișat pe ecran, iar atunci putem vorbi și facem programarea în funcție de dorințele persoanei în cauză. Crezi că vor fi multe persoane care vor cere această a treia doză? Noi sperăm că vor fi persoane care vor cere această doză. Foarte interesant, voi vorbi acum din experiența personală. Deja sunt câte 10-15 persoane pe zi care se interesează de această a treia doză. Deci sunt persoane care doar atât au auzit la televizor că urmează să se administreze doza a treia și deja vin să se intereseze când se pot programa, cum se pot programa. Și mai interesant, un lucru și mai interesant pe care vreau să-l spun este faptul că sunt persoane, undeva în jur de 20 de persoane pe zi, vin să se intereseze pentru prima doză. Deci sunt persoane care de-abia acum au primit acea încredere față de acest vaccin și vin să se programeze pentru prima doză. Noi lucrăm acum cu două tipuri de vaccin, cu Pfizer și cu Johnson & Johnson de la firma Janssen. Și sunt persoane care se interesează, vor să primească din diferite cauze. Ceea ce aș mai aminti este faptul că Pfizer este acel vaccin pe bază de ARN mesager, care sunt minim 2 doze, dar în cazul în care o persoană dorește să treacă mai repede și să își completeze mai repede această schemă de vaccinare, se poate opta și pentru Johnson, care este constă dintr-o singură doză. Și care este vaccinul pe care îl cere mai multă lume în Gheorgheni?
cel mai potrivit vaccin, deci vaccinul cu cele mai puține contraindicații și pe care îl administrăm, pe care îl recomandăm persoanelor cu diferite boli, este Pfizer-ul. Dar, bineînțeles, oamenii au libertatea de a alege. Singurul avantaj pe care îl are Johnson față de Pfizer este tocmai ce am zis înainte, că durata. El constă dintr-o singură doză. Persoana care alege Johnson nu trebuie să se prezinte după 3 săptămâni la rapel. Știu că la început nu mergeau foarte mulți tineri la vaccinare. Cum este acum? Sau s-au schimbat lucrurile? Da, din fericire s-au schimbat lucrurile. A fost o vară destul de grea din punctul de vedere al festivalelor și a diferitelor locuri, evenimente în care erau prezenți tinerii și au început să vină și tinerii. Trebuie să mai menționez și faptul că vaccinul Pfizer se poate administra peste vârsta de 12 ani. Deci, în cazul în care un tânăr vrea să se vaccineze, se poate prezenta și se poate vaccina cu încredere. Crezi că pandemia poate fi încetinită sau chiar oprită dacă va crește numărul persoanelor vaccinate? Da. Este destul de dificil, dar cred că dacă această tendință de vaccinare, vorbesc doar de zona Gheorgheniului, unde începe să se prezinte lumea, după cum am spus, la prima doză, cred că dacă lumea se va prezenta și vom atinge acel 70% din populația țării, sau dacă vorbim doar despre oraș, din populația Gheorgheniului, cred că se poate că stopa nu, dar se poate încetini acest proces în care suntem. Și trebuie să menționez și faptul că, indiferent dacă o persoană este vaccinată sau nu, o persoană poate să fie infectată. De aceea trebuie să avem grijă și să acceptăm acele restricții care ni se impun. Pe lângă vaccin, și acesta este o metodă de a încetini virusul, purtarea măștii, distanțarea socială și dezinfectarea periodică a mâinilor. Diferența dintre cei vaccinați și cei nevaccinați este faptul că cei vaccinați scapă de îngrijirile de la terapie intensivă și de multe ori scapă de moarte. Deci peste 90% dintre cei vaccinați, chiar dacă se infectează, au simptome foarte ușoare. Și mai mult, un lucru și mai important este faptul că persoanele vaccinate, chiar dacă se infectează, transmit mult mai greu virusul mai departe. În schimb, persoanele nevaccinate, ele pot să aibă orice formă de boală, de la forma asimptomatică până la cea mai gravă formă de boală, care constă în îngrijiri la terapie intensivă și de cele mai multe ori nici acestea nu dau roade și pot duce până la moarte. Deci aceasta este diferența între cei vaccinați și cei nevaccinați. Cei vaccinați scapă de aceste probleme, iar cei nevaccinați, dacă sunt norocoși, au forma asimptomatică, dacă sunt mai puțin norocoși, pot prezenta probleme foarte grave. Au fost multe cazuri în Gheorgheni de partea aceasta foarte gravă? Sincer să îți spun, nu știu, deci nu știu acest lucru. În schimb, dacă tot m-ai întrebat, aș vorbi puțin despre procentul de populații de vaccinare. În județul Harghita, suntem undeva la 20% din populație este vaccinată, iar dacă vorbim despre Gheorgheni, suntem undeva la 13%, iar satele din jur sunt la 18%. Deci suntem departe de acel țel de 70% pentru a putea încetini sau stopa această pandemie. De aceea este foarte important și mă bucur că m-ai chemat. Este important să informăm lumea despre ceea ce se întâmplă, care sunt diferențele între persoanele vaccinate și nevaccinate.
Consider că populația din Gheorgheni ar fi receptivă față de îndemnul spre vaccinare? După cum am zis, sunt persoane care se prezintă deja la prima doză, deci sper că după această emisiune și după această informare a populației vor realiza că este un proces important și, din păcate, este singura modalitate, zic eu, de a încetini această pandemie. Sper că vor fi mai receptivi, dar trendul, să zic așa, după cum am zis și mai înainte, este acela că vin persoane la prima doză. Chiar dacă noi vaccinăm din luna ianuarie, sunt persoane care de-abia acum vin pentru a cere prima doză. Și sper că numărul lor va crește pe zi ce trece și vor fi din ce în ce mai multe persoane care, chiar dacă au dubii, sper că se răzgândesc și vor își vor da seama că este un proces important și vor veni să ceară prima doză. Sperăm să vină pentru doza a treia, iar cine n-a făcut-o până acum, sperăm să vină pentru prima doză. Ne mai poți spune încă o dată de când va începe acest proces? Procesul la nivel național începe de pe data de 28 septembrie și, ca să mă repet, aș mai spune telespectatorilor faptul că procesul de programare este unul foarte simplu. Se pot programa pe platforma națională, ne pot căuta personal la centrul de vaccinare din Gheorgheni sau pot să apeleze cu încredere la numărul afișat pe ecran. Acolo va răspunde o colegă și vom face programările în funcție de dorințele persoanei care dorește să se vaccineze. Suntem foarte flexibili din punctul acesta de vedere și putem rezolva în funcție de dorințele persoanei. Îți mulțumesc frumos pentru aceste informații. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat și că am putut să le spunem telespectatorilor aceste informații importante și sperăm că împreună putem încetini această pandemie. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și vă dorim toate cele bune!